Cea mai în vârstă femeie veteran din Statele Unite este originară din România. Se numește Bea Cohen și împlinește în curând 102 ani. Aventura americană a început pentru ea pe când avea 10 ani, când a emigrat în Statele Unite împreună cu părinții. Iar când a început al doilea război mondial, românca a vrut să-și ajute țara adoptivă și a muncit cot la cot cu sute de femei în fabrici care produceau muniție și provizii de război. Bea a făcut parte și din corpul militar al femeilor.